Vreau că mi-am venit de aici. Aha, ok. Și aici e. Aha. Salutare tuturor, suntem la Stockholm, eu este Paul și mulțumită lui e posibil acest tur. Prima oprire în Stockholm este campusul Universității Științele Umane. Așa. Așa zisele. Bun, câtă vreme vorbim noi, lumea o să se uite la clădirea din spatele camerei. La ce ne uităm, Paul? Ne uităm la o clădire care, dacă lumina e favorabilă, arată ca și un spital de nebun. Și ce se întâmplă în spital? Deci, aici se numește Södra Huset, clădirea de sud, aici se predau științele umane. Acolo în spate avem geologia și fizica, tot arată ca și un coșmar comunist, dar... Hai să explicăm, că unii probabil nu știu. De ce există atât de multe clădiri în Suedia care arată exact ca cele de pe vremea când Intermariumul era o primărat de Uniunea Sovietică, în condițiile în care Suedia n-a fost parte din Uniunea Sovietică, ceea ce ar trebui să fie un lucru bun, dar cumva... De ce au construit lumea în mod voluntar clădiri care arată ca Comitetul Central din Varșovia sau ca blocurile alea cele mai nașpa din București? De ce? De ce există? Eu cred că deci era un trend în anii 60-70, deci era că atunci s-a lansat astfel unde au construit toate ghetourile astea, Rinkeby și toate astea, și era ideea că să construim foarte multe clădiri cu apartamente, astea nu sunt apartamente, mă rog, dar cu apartamente ieftine și să fie așa easily accessible, și într-adevăr au fost pentru toți neveniții. Da, dar de ce arată, adică, care a fost, că așa pare, că au fost inspirate totuși de arhitectura sovietică, de ce acolo, de ce n-au căutat inspirație oriunde în altă parte, de ce... Fiindcă, na, e greu de zis, cred că e în mare măsură că era trendul ăsta în anii 70, că așa zicem noi că Suedia e comunistă și că este nu știu ce și comparativ cu Intermariumul este, n-am ce zice, dar în anii 70 era chiar așa monolitic. Deci Partidul Social Democrat, care era mult mai de stânga decât este astăzi, câștiga 45-50% de vot în fiecare alegere. Deci înseamnă că măcar 50% din oameni erau sănătoși la cap, totuși. Da. Mă rog, nu chiar, că mai votau și cu Venstrepartiet, care pe vremea aia se chema, așa sincer, Venstrepartiet Comunist, n-a se chemat pe vremea. Partidul Comunist. Da. Bun, o să mergem înăuntru în clădirea albastră, da? Că păi, nu mergem. Că doar tu ai zis că aici... Da, deci, sper deosebire de alte țări, asta e, cred, o chestie simpatică la Suedia. În principiu poți filma cam oriunde. Probabil, mai ales că nu se citește pe fața mea cu ce scop filmez. Da. Poate că crede toată lumea că filmam așa un documentar gender studies, așa că suntem bruneți, cu ochii bruni și... Perfect, perfect. N-am curajul să lege de noi că îi facem rasiști. Da, Miguel avea dreptate că trebuia să-mi iau și niște din aia cremă de bronz ca să n-arăt așa alb, pentru că prea mirosa privilegiul, dar... Păi, it's the current year plus two, poate că nu te identifici ca alb. Ah, corect, ai dreptate. Și nu glumește, adică chestia asta e legit point, mai ales în zona asta unde filmăm acum. Da, o să mergem înăuntru, să vedem cum arată spitalul de nebun și înăuntru. În principiu, imediat pe ce timp de vorbit, voi o să vedeți poarta aia. Da. Nu, ne ia vreo oră ca să filmăm și pe acolo. După aia, ce mai facem astăzi? După aia mergem mai în centru să filmăm și chestii mai frumoase, da. Că nu-s numai chestii da. Bărete în Stockholm. Filmăm și că cu o stație mai la sud, aici cu metrou este Politehnica, care este destul de interesant în privința că arhitectura e mai frumoasă, dar au luat-o mai rău razna gender studies și toate nebunile astea mentale. De ce există studii de gen la Politehnică? Deci nu știu de ce există, dar e... Deci eu am un fost coleg de liceu care face acum Politehnică și a zis că, că acum nu numai că au un, cum îi zice în română, headmaster. Decan. Decan sau rector. Rector. Nu numai că au un rector, dar au și un vice-rector for Jämställdhet, pentru egalitate. Și au angajat, cred că măcar unul și poate chiar mai mulți, un profesor de gender studies. Și o să-ți dau un exemplu acum, că și asta pot să-ți dau articolul, să-ți-l folosești odată într-un video.
it's old news de totuși, dar exemplifică foarte bine ce e problema în Suedia, că niște studente de stânga la Kotehol, la Politehnică, au scris în Nitehnik, ziarul de Politehnică, că trebuie să avem mai multe aspecte feminine în Politehnică, deci așa knitting și tot felul de chestii. Și două studente de dreapta au scris un răspuns în aceeași zi, și au zis că o tâmpenie. Că, believe it or not, totuși mai avem studenți cât de cât normal. N-ai crede, dar... Da, probabil că sunt, dar sunt tăcuți de prea multe ori. Și guess what? Deci ăla rectorul și Beatrice Adam de rector pentru egalitate și profă de gender studies au scris ei un al treilea articol unde au susținut pe studentele de stânga și au zis că da, trebuie să fim nu știu ce mai inclusiv, trebuie să fim mai nu știu ce. E politehnică, e despre mașini și matematică. Nu e nici masculină, nici feminină, e știință. 1 și cu 1 fac 2. Nu poate să facă 2,5. 1 și cu 1 fac racist. Nu, adică, probabil că sunt, eu sunt în momentul ăsta ca un neandertal pentru țara asta. Dar la mine cam așa funcționează lucrurile. Adică, nu știu, la mine acasă, 1 și cu 1 fac 2 tot timpul, ori ești însărcinată, ori nu ești. Da. Adică există lucruri care chiar sunt extremiste prin natura lor. Da. Adică, nu poți să fii parțial însărcinată, 1 și cu 1 nu poți să facă 2,5, nu poți să ai mai multe chestii feminine într-o politehnică, e politehnică. E, aia este sau nu păi, este? Păi ești foarte logic și ai foarte mare dreptate și par consecvent ești patriarhal și sexist. Că it's the current year plus 2. Fair enough, fair enough. Bine, pentru că asta oricum e primul clip pe care îl filmăm. După aia, astăzi este ziua 2, când mergem? Mergem în Rinkeby peste 3 zile, nu? Aș zice că luni ar fi o idee bună, că dacă nu ne, ne batem capul și găfăim și fugim din loc în loc și așa pot să filmez mai mult. Da, oricum, turul ăsta o să fie destul de lung din punct de vedere al numărului de materiale pe care o să publicăm. Și în principiu, dacă nu era el, nu se întâmpla anul ăsta, se întâmpla probabil la anul mai pe la vară sau poate chiar peste 2 ani. Dar până atunci, poate devenea și mai rău. Da, și era pe sistemul, hai să vedem Suedia cât încă se mai poate vedea Suedia și nu altceva. Poate că așa supraviețuiești și te întorci acasă cu bine. Ia, fair enough, fair enough, da. Mai în glumă, mai în serios, o să filmăm foarte multe chestii din Suedia în următoarea săptămână. Și după aia, sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie o să fie foarte aglomerate pe canal, cu aproape exclusiv conținut de aici. Da. Și cu acestea spuse, noi ne băgăm înăuntru să filmăm țevile și chestiile industriale pe bune. Ah, da, încă ceva. Că am uitat. Ce e clădirea aia care arată ca Comitetul Central al Partidului din Vașovia? Deci aia este... Alea sunt laboratoarele Arrhenius, numite după ele Svante Arrhenius. Și cred că e fizică, chimie, ceva, nu știu. Deci... nu știu, cred că... arhitectul, că de fapt au fost doi arhitecți, dar cel care a construit asta cred că era acea fel de boală mentală, nu știu. Your brain on socialism. Well, leftism is a mental disorder, so there's that. Deci o să remarci că, și asta este teoria, nu știu cât de adevărat este, dar că de fapt era ideea că dacă, că asta era tipul războiului rece, dacă se face război să fie spital, nu neapărat de nebun. Toate că acum este, dar că n-are aproape niciun prag toată clădirea, că poți să împingi... Căucioale cu rotile, da. Și paturile cu rotile. Așa că vom vedea cum arată pe dinamnă. Atunci hai să exploatăm liberalismul suedez și să filmăm prinuntru, că dacă tot ne lasă lumea aici, asta e singura chestie mișto până acum. A, și temperatura, nu ne topim ca în București. Aleluia! Bun, cu acestea fiind spuse, noi vă lăsăm ca să admirați ce o să filmăm noi peste vreo 5 minute și o să mai revenim, o să fie foarte aglomerat. Servus!
really looks. Singurul lucru de apreciat e că e curat. Nu e atât de jegos. Because left is usually a dirty one. I guess they have some right-wing janitors. Oh, there it goes. Low heat. Low heat. Low heat. Did not evolve early? This is a new... Cum, îți împotriva mâncatului de pește? What the fuck? It is a good thing that Stockholm University is so inclusive. They have an organization for the mentally deranged. Yeah. But... but still. Okay. This is what I want to see, the Institute for Social Research. Or the Center for Cultural Marxism, as I would call it. Okay. E bine, uite, că ai studii religioase și studii de gen, știi? A trebuit să fie pus ăla sub ăla. De fapt, fac parte din aceeași... Așa sunt organizate. I think somebody's trying to troll. Yeah, but still, I mean, the genus, but in sculpture, just beneath religion, history. It's both part of the same thing. Do they study Islam here? They don't seem to. It's already the national religion, so... Which is why you should study. Yes. Okay, do you want to see the downstairs corridors and how they look like? Yeah. Somebody's nightmare. What the hell? And this is, you know, this is higher education. This is, This is actually where I presented that triggering essay about how we should scrap the anti-prostitution laws. So, you know, it's a very motivating environment. Păi, dar pe bune, că nu găsit în altă parte unde să le pună, sau măcar să te ajuți, ție, bine, da? Sau pui un tavan fals. But that would be discriminatory for tall people. Yeah. Așa este, că dacă ai ghilotinul ăla acolo, îți dă jos capul de el. Așa, ca și un fel de xilofon. Băi, deci ăsta e literally spital de nebune aici. Dacă ești claustrofob, ai pus-o. Apreciat că au